Bună seara, stimați telespectatori. De data aceasta, agenda săptămânii va fi într-o formulă nouă, inedită, cu patru conaționali care, contra cronometru, se vor pronunța asupra unei mănuși aruncate concetățenilor de premierul Dacian Cioloș. Ultimul punct din programul pe care îl propune pentru România la 100 de ani, adică la 1 decembrie 2018, fiind o Românie a tuturor românilor. Un mesaj care poate însemna și o speranță de reîntregire națională pe cale democratică. De aceea ne-am gândit în premieră să introducem și o întrebare scurtă. Trăim într-o democrație consolidată, pe care o să o vedeți pe ecran, și puteți să răspundeți printr-un SMS adresat la numărul 1331. Am plăcerea să vă prezint pe conaționalii Ion Ofciu. Bine ați revenit la 6 TV. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Iulian Popescu. Bună seara. Mă bucur că m-ați invitat din nou și e plăcere. Cristian Vaida Coteanu. Bună seara. Încă o dată mulțumesc pentru invitație. Și Marian Coblea. Bună seara. Mulțumesc frumos de invitație. Cum apreciați această provocare electorală pe care premierul român a aruncat-o con cetățenilor săi, domnule Iofciu? Eu, întrucâtva, îl înțeleg. El se află acum între Scila și Caribda, pentru că are un cuvânt dat către națiune că nu va candida. E foarte greu să identific din ce postură a lucrat sau prezintă această interesantă pe locuri, sigur, și cu multe discuții, se spune în proiect de țară, acel hashtag România 100 și ca atare, eu îl văd totuși în lumina optimismă a bunului înfăptuit, al faptului că avem ceva și avem pe ce să discutăm. Plecăm de la ceva. Să vedem unde ajungem la sfârșitul emisiunii. Ce zice reprezentantul tinerii generații, Iulian Popescu? Tocmai ce mă gândeam să, dacă îmi dați voie să vă zic hello to the other side, îmi cer scuze pentru emoții. Dar vedeți că premierul vorbește limba franceză, dumneavoastră v-ați adresat în engleză. Da. Ce să spun, eu am în față declarația domnului premier, domnului Dacian Cioloș, și nu sunt atât de convins. O să vă spun când o să avem timp punctual, dar acum o să mă rezum doar la anumite faze, puncte. Adică, dumnealui văd că a spus 10 principii aici, le-a pus pe foaie, le-a însăilat puțin așa, ca niște lozinci. În schimb, nu a detaliat, nu a fost punctual, nici nu vreau să mă mai gândesc că o parte dintre... Dar noi contăm tocmai pe tipul dumneavoastră verbal extrem de bine echilibrat. Da, exact. Și o parte din acest program, am înțeles că aparținea și guvernului Ponta, dar totuși nu vreau să intru foarte mult în detalii. Este o afirmație. Este totuși este și asta o pistă, dar dacă e să mă întrebați la prima vedere, este un proiect șubred, este un proiect care vrea să arate că este un premier care evită totuși să candideze. Mi-ar plăcea să discutăm despre chestia asta, despre cum România nu este nici o republică prezidențială, nu este nici parlamentară, este semi-prezidențială și de care este dezavantajul ca un premier să fie numit și nu să intre în cursa electorală. Ar fi foarte interesant. De departe, salut. Punctul 10, susțin o România a tuturor românilor și cei 100 de ani de la Marea Unire, ne apropiem de anul 2018, se face centenarul și ne-am dorit într-adevăr să fie, se întâmple în Marea Unire, să fim iarăși cum am fost. Dar concret, sâmbătă veți fi la ora 14, chiar vreau să vă spun, acolo unde se adună unioniștii? Sigur, am fost de fiecare dată, am fost alături de George Simion, liderul alături de ideea de reîntregire pe cale democratică a țării noastre. Sigur, este un meeting firesc. Într-un final suntem... O manifestare democratică. Exact, o manifestare democratică, suntem cetățenii români. Sincer, domnul colonel, când, de fiecare dată când am fost și am mers pe toată calea Victoriei și în jos pe Elisabeta, pe Cismigiu, am văzut de fiecare dată oameni bătrâni, tineri ieșind la balcon. Efectiv, erau foarte... Mulțumesc că avem pe ecran acum imaginea premierului Dacian Cioloș. Este cea care a însoțit un... comentariu al unui jurnalist de la Adevărul,
Din această perspectivă, Ion Meioniță semnalizează în câteva rânduri că s-ar putea să aibă o șansă premierul Dacian Cioloș să rămână premierul României. Părerea dumneavoastră, domnule Cristian Vaida Cuteanu? Eu, sincer, să fiu, nu-l invidiez deloc pe domnul Dacian Cioloș în postura în care se găsește. Am discutat și în emisiunile trecute că România trece printr-o, dacă era vorba, dacă mai este sau nu, în tranziție. O fază de final de tranziție în care marile partide sunt într-o mare criză de imagine, într-o mare criză și de structură. Premierul, la fel ca și domnul președinte Iohannis, care și-a făcut acel grup de reflecție pentru un nou program, un nou program de țară. Un proiect de țară pentru România. Practic, demersul domnului Dacian Cioloș este în paralel și corespondent acestui proiect prezidențial. Din păcate, eu știu câteva detalii vis-a-vis de echipa care i-a pus în circulație formularistica acestei... Dreptul mare, ce spuneți? Ce afirmați? Că nu știu dacă e chiar atât de binevenită inițiativa. Este o platformă la fel ca orice altă platformă program pe care un partid ar trebui să o aibă în această perioadă, care în perioada electorală devine platformă electorală. Este absolut în paralel. Sunt niște oameni în jurul domniei sale care de fapt se ocupă de acest lucru, niște foști miniștri. Nu știu dacă va fi de succes, însă în orice caz, credibilitatea domnului prim-ministru Cioloș sper să rămână neștirbită după aceste inițiative, care nu sunt nici pe departe specifice, și mă tem că modul în care parazitează de o parte PNL-ul, de cealaltă parte USR-ul lui Nicu Șordan, să nu-i creeze pe de o parte domnului Cioloș niște daune de probitate, de popularitate în rândul publicului, pe de altă parte cred că domnile lor vor avea ceva de câștigat electoral, dar neintrând practic în competiția electorală, e un demers un pic nespecific. Așa. Bun, deci v-ați jucat rolul pesimistului bine așezat. Domnule Marian Covlea, o România tuturor românilor. Da, sună foarte frumos, foarte bine. Constituția prevede acest lucru, egalitate, protecția minorităților, deci o atitudine inclusivă, o atitudine deschisă, o inimă largă, cuprinzătoare pentru toți românii. În ce calitate a făcut acest lucru Dacian Cioloș? Și sunt de acord că Ion Meioniță în calitate de viitor prim-ministru, pentru că nu îl împiedică nimeni pe președintele Iohannis să-l numească și să aibă și consensul partidelor, indiferent de aritmetica parlamentară. Iar în ceea ce privește cele 10 puncte, marele profesor de filozofie Ludwig Grünberg spunea despre titlul cărților: ele sunt fatalmente scurte și ca atare derutante. La fel și programele astea de 10 puncte care încapă o singură pagină sunt scurte, ca atare foarte derutante, foarte incomplete, care pot să însemne orice. Fiecare punct, probabil că pentru fiecare punct se poate scrie o carte, o strategie, o argumentație, un istoric, o necesitate, niște obiective, niște termene, pentru fiecare din punctele alea. Ori a pune 10 puncte pe pagină și a le da publicului, fiecare poate să înțeleagă orice. Nu așa se face un proiect de țară, nu așa se face o strategie, nu așa se face un program, nu așa se urnesc lucrurile. Asta e pur propagandistic, un manifest ca de adunare electorală la Casa de Cultură. Reamintesc telespectatorilor că avem o întrebare pe micul ecran. Trăim într-o democrație consolidată și dacă doriți prin SMS să ne răspundeți, aveți la dispoziție numărul 1331. Ne-ar fi de mare ajutor să avem un feedback la această emisiune, la următoarele emisiuni, pentru că opinia noastră contează pentru noi. Domnule Ion Iopciu, până la urmă noi discutăm aici, la agenda săptămânii, faptul că pe agenda premierului a apărut un document care nu face decât într-o formă criticabilă de unii, salutată de alții, să arată niște intenții viitoare, pentru că sunt nu puține vocile care îi dau șanse să rămână în fruntea guvernului, indiferent cine ar obține majoritatea în Parlamentul viitor al țării. Nu întâmplător am deschis discuția asemănând cu Scila și Caribda, pentru că este nehotărât și în ceea ce a făcut aici.
Sigur, discutăm de o platformă cu 10 principii, cum le-am numit deja, nu puncte, ci principii. Dar ele au însă în subsidiar un portofoliu, dacă dați voie să vă aduc aminte, care are 24 de proiecte, care ar vrea să fie un subsidiar al acestui tabel cu 10 principii. Și dovadă că există inconsecvență, vreau să vorbesc articulat pe ele. La punctul 9 este vorba că susține o Românie care contează în Uniunea Europeană și NATO, iar la punctul 10 vorbește de susține o Românie a tuturor românilor. E, în prima spune la un moment dat că este vorba de forța de a rămâne o țară puternică într-o Europa unită, totodată avem datoria istorică de a ține pe lângă noi pe o cale europeană pe românii din Republica Moldova, atenție, pe cale europeană, iar la al 10-lea spunem așa, la 100 de ani de la Marea Unire, o Românie puternică are nevoie mai mult decât oricând de un neam puternic, de un țesut solid social bazat pe valori și pe ceea ce ne definește și ne unește. Și dacă le analizăm bine, există o contradicție, ce spune într-un loc și ce spune în celălalt. Pare să că n-am mai avut timp să facă și corecturile de rigoare. Se vede că este făcut pe genunchi. Ideea este foarte generoasă, dar nu poți să vorbești în acest fel dacă discutăm despre o Românie. Când vorbim de o Românie mare, o Românie unită, discutăm și de rezolvarea problemei în 2018. Pentru că, să nu uităm, se apropie în 2019 și președinția Uniunii Europene pe care o va deține România. Și cred că până atunci s-au gândit, sigur că există o agendă externă, n-am simțit-o încă, dar bănuiesc că există, pentru că totuși avem specialiști, avem oameni de externe valoroși, dar nu știu dacă își pot impune punctul de vedere și ca atare reușim, din punctul meu de vedere, este cel mai fierbinte punct al acestui program pe care ne-l are. Pentru că în rest, dacă este să-i găsesc tarele, aș întreba unde se găsește învățământul, unde se găsește sănătatea, pentru că deja sunt probleme de securitate națională cu acest lucru. Discutăm de românii de afară, păi au plecat pentru că n-au locuri de muncă, mulți dintre ei sunt foarte bine pregătiți. Învățământul este cum este, plus că are multe lucruri desfințate. Înțeleg că acum ne gândim să reînființăm școli profesionale, să reînființăm școli tehnice. Nu putem să avem numai o țară de doctori, avem nevoie și de asistenți medicali, avem nevoie și de brancardieri, nu? Care și ei făceau niște școli tehnice. Erau, dacă vă aduceți aminte, școala de asistente sanitare de 2 ani de zile, în spate la Ciminatura a fost Scala. Domnul Iofciu, dacă dați voie să vă întrerup, de acord cu dumneavoastră, e perfect de acord și de acord și cu o parte din programul lui Cioloș, dincolo de faptul că trebuie să facem școli noi, noi nu suntem în stare să le întreținem pe acelea vechi. Adică, ce părere aveți? Adică sunt în foarte multe localități școli care efectiv se dărâmă. Sunt copii care merg în condiții vitrege, da? În condiții vitrege și învață în condiții vitrege. Ca să nu mai spunem de bani și totuși, toate acele fonduri administrate total defectuos de către primărie. Pentru că să nu uităm în majoritatea primăriilor, în mediul rural și nu numai, sunt oameni care sunt aleși și după ureche. Efectiv, nu au un criteriu solid. Deci, e bine și cu programul domnului Cioloș, e perfect, dar haideți să ne întoarcem puțin la o Românie reală. România reală. România reală, îmi cer scuze, România reală e aceea ursulețului. Ați văzut? Cum apare ceva neprevăzut? Nimeni, toți suntem dezorganizați, nimeni nu știe. Dar din colț în colț. Mă întrerup un pic pentru că o să vedem, stimați invitați și dragi telespectatori, două lor de poziție ale doi membri ai cabinetului Cioloș, Violeta Alexandru, care se ocupă de comunicare, și vicepremierul Vasile Dâncu. Le urmărim și apoi revenim cu comentarii. Să rămâneți în contact cu comunitatea și între alegeri. Practic, cred că de acolo aveți cel mai sincer și direct sprijin pentru proiectele pe care vreți să le faceți în continuare, în paralel cu sprijinul politic pe care dumneavoastră îl gestionați așa cum considerați. Lumea se schimbă, societatea se schimbă. Este în mod evident o schimbare de paradigmă în relația dintre aleși, guvernanți și comunitate. Autoritățile locale, dacă apreciază
just, ar trebui și ele să facă un pas înainte în această direcție și să vină proactiv către cetățeni cu o serie de informații pe care aceștia le cer și pentru că nu le primesc de la dumneavoastră, ne scriu nouă. Îmi permit să fac, repet, deși am jumătatea vârstei unora dintre dumneavoastră, aceste afirmații, România se schimbă, oamenii cer un alt fel de administrare a orașelor și sunt convinsă că și dumneavoastră ne sunteți parteneri, așa cum cel puțin pe acest segment, această echipă guvernamentală vrea să continue parteneriatul cu dumneavoastră. Eu nu cred că există o incompatibilitate între național și ceea ce înseamnă guvernare locală. Eu cred că guvernările locale, până la urmă, pun în practică strategii naționale foarte bine și în fiecare moment. Pentru că este vorba de funcții administrative, de funcții care țin de servicii publice către cetățean. Din păcate, avem în acest moment, încă în viziunea politică, a unora avem această idee că localul este un fel de dușman al naționalului, ceea ce mi se pare că este de domeniul trecutului. Domnule Cove, am văzut că ați dat din cap. De ce? Da, e vorba de principiul subsidiarității. Are dreptate domnul vicepremier Dâncu. Atunci când se vorbește despre partajarea raporturilor și atribuțiunilor între central și local, se vorbește despre principiul complementarității, principiul subsidiarității. Ceea ce nu este dat în mod explicit la centru, la guvernul central, la autoritățile administrative centrale, revine în mod automat pe plan local. Și din punctul ăsta de vedere am apreciat că are dreptate. Este principiul subsidiarității, al complementarității, nu sunt opuse. Centralul și localul, într-un stat, apropo de întrebarea dumneavoastră de pe ecran, într-un stat cu democrație consolidată, într-un stat cu educație democratică și civică și politică și într-un stat de oameni cu bună credință, nu există contradicție între local și central. Centralul are atribuțiunile lui, localul, în principiu, în baza principiului descentralizării și deconcentrării, devoluțiunii administrative, localul într-adevăr este baza, localul, dar din păcate localul la noi suferă de oameni, cum a spus și colegul Iulian Popescu, suferă de oameni competenți, criteriile după care sunt aleși sunt de multe ori care are neamul mai mare, care e mai agresiv, care are bani mai mulți, sunt oameni fără studii, sunt oameni cu educație precară și într-adevăr localul la noi este o mare problemă. Aceasta este urmarea statului centralizat. Noi suntem un stat centralizat. În nicio țară civilizată, chiar dacă nu este organizată descentralizat federal, capitala nu e de 10 ori mai mare ca orice alt, ca următorul second best, ca următorul oraș. Ori Bucureștiul are 2 milioane jumate, poate 3 milioane de locuitori, poate domnul Iosu știe mai bine, fiind mai apropiat de administrație, este de aproximativ 10 ori mai mare decât Clujul sau decât Timișoara sau Iașu sau... Asta este un reflex, o urmare, un rezultat al centralizării excesive. Și atunci, orașele au drenat capacitățile, au drenat tineretul, au drenat oamenii cu studii, au drenat oamenii cu simț antreprenorial, managerial, oamenii cu pregătire și atunci, tocmai în zona localului, unde trebuie să fie oamenii cei mai pricepuți, cei mai competenți, cei mai devotați, cu acel patriotism local sănătos, tocmai acolo ducem lipsă de oameni de valoare. Aș dori să fac și o completație în cele spuse. Cu precizarea mea că mai sunt 50 de secunde okay. Până la pauză. O să fiu foarte, foarte scurt. Vreau să analizez cuvintele spuse de nu știu cine este dânsa doamna respectivă. Violeta Alexandru este ministru pentru comunicare. Okay. Dânsa spunea că e nevoie de o clasă politică primenită, e nevoie de oameni responsabili, curați. Ok, bun, dar dânsa este tehnocrat. Ca să poți să ai casă politică în administrația locală, trebuie să faci parte dintr-un partid. Și cum garantează tehnocrați și un guvern tehnocrat, să spunem că așa va fi, cum garantează ei că persoanele din partide, puse de partide în consiliile locale și în primării, sunt persoane corecte și competente. Foarte bună întrebarea pe care ai adresat-o Iulian Popescu. Domnul Petrescu, nu vorbim, m-am săturat, sunt persoană tânără, m-am săturat să vedem România în paralel. Trebuie să deschidem ochii mari, să vedem România reală. Continuăm despre România reală după pauza publicitară.
continuăm emisiunea Agenda Săptămânii. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră. Trăim într-o democrație consolidată. Avem și un SMS la care ne puteți răspunde. 1331, chiar dacă acum este o circulație îngrozitoare în București, poate la stopuri pe SMS. Cine ne urmărește și pe, prin intermediul unei modalități electronice adecvate, poate să contribuie și la această emisiune și la cealaltă cu niște răspunsuri de cetățeni onești și bine informați. Domnule Cristian Vaida Coteanu, în Adevărul, pe blogul său, un important intelectual al românilor, s-a delimitat clar de clasa politică românească actuală și a pus punctul pe i, spunând clar că Partidul Național Liberal este într-o fundătură, că nici Partidul Social Democrat nu reprezintă o alternativă, că cei care se ascund ar trebui să intre în politică, iar cei care au intrat în politică și nu reușesc să se afirme ar trebui să facă un pas înapoi. Domnul Andrei Pleșu a dat o lecție de demnitate civică. Care e opinia noastră? Păi eu și în ocaziile trecute am spus, am subliniat exact acest lucru. Faptul că marile partide, bineînțeles și PNL-ul, se găsește într-o mare criză de identitate, nu numai de imagine. E practic astructural, atât timp cât toată conducerea PNL-ului, oricând, în orice moment, poate fi convocată la DNA. Unii dintre ei chiar și la DICOT. Chiar astăzi a fost singura președintă a PNL-ului. Și întrebarea de bun simț firească, pe care mi-o pun ca simplu cetățean, nu doar ca jurnalist, cum se întâmplă că numai în preajma alegerilor se face această selecție, acționează această sită? Era normal, dacă existau niște supoziții în privința lui X, a lui Y, din timp justiția să-și facă datoria, dar să nu lase niciun moment impresia că e o coincidență, care eu nu cred. Nu e o simplă coincidență. Domnule Petrescu, nu este o coincidență. Eu sunt de partea celor care spun că dacă se întâmplă, e bine că se întâmplă. Când se întâmplă, se gândesc alții, strategi, plătiți cu diferite sume de bani, care fac această temporizare. Când să vină, când să nu vină, nu-i problemă. E bine că se întâmplă. Treaba e că noi avem posibilitatea să anticipăm faptul că anumite persoane din conducerea unor partide au, sau așa cum nu noi, dar partidele în sine au suficiente informații încât să știe că liderii lor au probleme și de acum există o rutină suficientă bine pusă la punct încât ei să-și dea seama că înainte de campaniile electorale și la locale și la fostele alegeri prezidențiale, înainte de campanii apar aceste aglomerări de dosare făcute artificial, programate artificial sau nu, important e că nu, bine programate, îmi pare rău, am altă opinie decât dumneavoastră. Domnule Covlea? Eu am spus de mai multe ori, inclusiv de aici, că vremea partidelor a apus. Interesant, și de vremea ce? Vremea partidelor, o să spun, vremea partidelor n-a apus numai în România. În România totul este mult mai agravat, totul este mult mai dezorganizat. A apus peste tot în lume. Chiar ieri sau astăzi, președintele încă în funcție al Statelor Unite, Barack Obama, vorbea despre apariția lui Trump, care nu are niciun Dumnezeu, care nu are nicio ideologie, nicio linie politică și deplângea situația Partidului Conservator și Republican, care sunt total depășite, nu mai au niciun cuvânt de spus și sunt defazate față de realitate. Uitați-vă și în Europa, cu Ciudadanos, cu Syriza, cu Podemos, cu Partidul Piraților, cu partidele de dreapta din Franța, care au căpătat Marine Le Pen, care a căpătat atâta putere și care amenință scena politică franceză. Să nu uităm că și Hitler a fost ales tot democratic și apoi toți și-au dat cu pumnii în cap. Deci această democrație a partidelor este în mare cumpănă și am spus de mai multe ori, partidele nu mai trebuie să rămână singurele recrutoare de elite, singurele organizații care să propună elite. Trebuie să vină din partea societății civile, trebuie să vină din partea societății academice, adică mediului universitar. Trebuie să vină personalități care să fie văzute și susținute dacă doresc să participe la viața politică. Pentru că, și spuneam că în România totul este agravat, pentru că România are această instabilitate socială, această transformare, tot la 50 de ani odată, când unii elimină pe ceilalți și toți la noi provin din Partidul Comunist.
toți provin din Partidul Comunist. Ce partid de dreapta e PNL-ul? Care e burghez? Care este capitalist? Care a investit ceva în afară de legătura cu bugetul de stat? Ce capitaliști sunt ăștia care zic că sunt în PNL? Sau ce dreapta? Pe cine reprezintă PNL-ul în România? Opinia noastră, domnul Iopciu. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă citesc ceva din punctul 5 din principiu, în care spune că respectul pentru cetățean trebuie scris în ADN-ul administrației. Este o utopie. Administrația e o entitate. Dumneavoastră ați lucrat în administrație, aveți ADN-ul? Despre care îmi pare foarte rău. Eu am pregătirea mea personală, pregătirea mea profesională și de fapt e multiplă. Cu asta m-am dus în administrație și în care am dat tot ce am putut să dau. Pentru că am creat colective, am creat sisteme de lucru și, într-adevăr, am învățat să fac proiecte la timpul respectiv. Am derulat primul proiect cu etnicii romi din sectorul 5. Dar nu despre asta discutăm acum. Sunt foarte multe contradicții și m-aș întoarce puțin din nou la ce ne doare pe noi foarte mult. În România sunt circa 1000 de localități abandonate. Am văzut niște documentare înfricoșătoare. Aici, colo, câte un veteran de vârstă, câte un bătrân, singur, cu familia plecată, cu sate absolut pustii, nici măcar câini n-am mai văzut. Cine le păstorește? Nu se știe. Sunt primării care nu mai au conducere, în care primarii nu mai primesc salarii pentru că nu mai plătește nimeni impozitele și taxele, pentru că nu au de unde, nu au niciun venit, nu se face nici agricultură, într-un paradox în care România e pe locul întâi la producția de grâne în acest sezon. Și unde știți foarte bine că nu noi facem coletarea și nu noi avem silozurile, alții și-au dat 50-60 de bani pe kilogram de grâu la poarta producătorului. Ăsta este un alt aspect. Doi, decalajul dintre oraș și sat este atât de mare, ceea ce nu mai găsim în Uniunea Europeană. Mergem la 15 km 20 de București, la Vidra, și o să vedeți că suntem în plin cuvânt țară. Suntem într-adevăr în provincie. Gândirea față de oraș este cu totul alta. Ori nu ai voie când discutăm despre acest proiect, care zic eu că este ceva totuși, plecăm de la ceva într-o discuție, să ai asemenea decalaje de gândire, de concepție, de conduită, de educație, de cultură, de igienă, de ce vreți. Că dacă nu vreau să mă repet mereu pentru că devin plicticos. Asta este ideea. Da, stimați telespectatori, să nu uitați să răspundeți prin SMS la 1331 la întrebarea noastră: trăim într-o democrație consolidată? Asta pentru că veți vedea în minutele următoare o declarație a președintelui Senatului României, care mie, ca simplu cetățean al acestei țări, mi-a dat de gândit, deoarece, într-adevăr, sunt niște lucruri care puteau fi făcute altfel și puteau fi alte semnalele dintr-o societate democratică care merită să aibă nu numai cetățeni luciți, dar și o prosperitate pe măsura aspirațiilor celor 18-20 de milioane de români care au rămas în granițele actualei țări. Sigur, dacă am adăugat și românii de peste Prut și pe cei plecați în străinătate, am fi o națiune la 27 de milioane. Dar pentru asta viitorul premier trebuie să lupte să facă o țară puternică. Vom vedea imaginile. Vedem ce s-a întâmplat și la alegerile locale, când DNA-ul a intervenit brutal în procesul electoral și face acest lucru și acum. Și cred că această distorsiune nu este admisibilă. Trebuie ca cetățenii să fie cei care, prin votul lor, decid care să fie cei care vor reprezenta în Parlamentul viitor, și nu este sarcina procuratorii să facă această selecție. Având în vedere că cea mai mare parte a dosarelor sunt vechi de 7-8 ani, dacă nu chiar și mai mult. Așa cum au așteptat până acum, mi-e greu să-mi explic această grabă și acest heirupism exact înaintea alegerilor, cu o lună de începerea campaniei electorale. Eu cred că datoria mea ca președinte al Senatului este să iau atitudine publică în fața tentativelor repetate de destabilizare și decredibilizare a instituției fundamentale a democrației, care este Parlamentul. Noi nu putem să fim permanent o țintă, mai ales că vedem numeroase cazuri în care anchetele sunt făcute cu superficialitate, oamenii sunt acuzați, sunt transformați în vinovați în percepția publică, sunt de multe ori
privați de libertate, ca apoi peste aceste dosare să se așterne liniștea, să nu se mai întâmple nimica. Cred că trebuie să avem în vedere că aceste abuzuri, aceste excese nu mai pot continua. Iulian Popescu, cum comentezi această declarație? Mi-a plăcut din tot discursul domnului Tăriceanu, de altfel foarte, foarte certat cu legea, sau deocamdată nu ne-am pronunțat. Mi-a plăcut ideea că dânsul ar fi și ei, noi, la clasa politică, cum spunea dânsul, ar fi țintă. Foarte interesant, asta înseamnă că au o conștiință destul de activă. Acum, haideți să ne gândim puțin din punct de vedere al electoratului și din punctul politicienilor de vedere. Oamenii, în special cetățenii români, onești, cei care gândesc, s-au săturat efectiv de această clasă coruptă, au arătat-o în multe cazuri, prin manifestații, prin meeting-uri, prin proteste, doar se schimbă clasa politică și nu vom avea parte din an în an de aceleași persoane care căpușează bugetul, banul public. Dacă ne uităm din partea cealaltă, într-adevăr, DNA-ul, când se apropie alegerile electorale, DNA-ul este cel care dispune începerea urmării. Automat, știindu-te, vă dau un exemplu, Bunea Staicu, de la Brăila, păi cum să-l oprești pe acel baron local, decât dacă începi urmărirea penală și îl scoți în afara și nu-i mai dai dreptul să mai candideze. Pentru că este o mașinărie care toacă absolut tot și nu mai țin cont de voturile oamenilor. Pe de o parte, eu cred că, într-adevăr, electoratul trebuie să fie foarte atent ce votează și, într-adevăr, să se informeze mult mai bine înainte de a face, deci a-și exercita acest drept. Domnul Coblea? Eu cred că domnul Tăriceanu nu gândește ce vorbește. Pentru că după ce a spus că sunt dosare de ușor... Păi da, nu, așa a spus, că după 7-8 ani DNA-ul se grăbește. Dacă după 7-8 ani, când a stat un dosar în nelucrare sau un lucru așa la foc mic, se poate spune că se grăbește când îl pune pe rol după 7-8 ani, e o contradicție în termen. Mă scuzați, după 7-8 ani nimic nu se face în grabă după 7-8 ani. A trecut prea mult timp. Și ca timp care trebuie recuperat. Clasa politică trebuie schimbată din temelii, într-adevăr. Dar, din păcate, numai o forță externă ar putea să o facă, pentru că ea însăși... Se poate, suntem țară suverană și trebuie să ne rezolvăm singuri problemele. Ea însăși nu se va schimba niciodată. Se autoregenerează, vin copiii mai obraznici, mai lacomi, mai tupeiști. Și unii. Eu aș zice că ar trebui să privim cu seriozitate. Cam majoritatea. Ați văzut băiatul nu știu cărei ministrese, nu știu cărei senatoare, calcă lumea pe stradă cu mașina. Și acum bun, dar e o excepție, nu e o regulă. Despre toții avem informații foarte asemănătoare. Despre toți. Lucrați la CIA și aveți acolo monitorul cu computerul? Sunt toți în ziarele de scandal. Sunt toți își bat... Nu toți, unii. Aici sunt delimitate de dumneavoastră. N-am auzit să fie unul cu minte, să fie respectuos, să fie muncitor. Ați auzit de tinerii noștri care, într-adevăr, în Marea Britanie, în Statele Unite... Nu sunt copii de demnitari. Vorbeam de copiii de demnitari. Deci faceți o distinție între tinerii luminați care au succes în străinătate și copiii de demnitari. Dacă vă referiți la copiii de demnitari, unii dintre acești copii au și asemenea conduite. E presa plină de ei. Iar cei care lucrează sau care învață în străinătate ar trebui să se întoarcă în țară, într-adevăr, deși este foarte greu să aplice ce învață în Anglia într-un stat cu common law, cu legislație după tradiție și cutume, să vină să aplici în România. E foarte greu să înveți în Statele Unite să vii să aplici în România. Avem exemplu Ioanei Petrescu, care a învățat la Harvard și când a fost aici ministrul de finanțe, a făcut o băsesc cu praf, în trei vorbe, nu știa nimic. Adică una e să înveți fiscalitate sau management sau politică sau ce vreți dumneavoastră în Statele Unite sau în Anglia și alta e să aplici în România. E diferență totală. Bun, dar în același timp trebuie plus să dăm că nu vor să se mai întoarcă. În același timp trebuie să mai dăm o șansă și vreau opinia dumneavoastră, domnule Cățean Vaida Copeanu. Dar dacă se întorc, nu sunt acceptați. Corect. Mai degrabă aceasta este. Totuși, oameni care au
activat, care au învățat, care nu au rămas în străinătate și s-au întors cu drag acasă la familia lor, ar trebui măcar ascultați, dacă nu puși în funcții relevante. Care e opinia dumneavoastră? Și eu am aceeași părere cu dumneavoastră, că ei ar trebui folosiți ca personal calificat în țară. E foarte bine că se duc, dar problema este omenească, subiectivă. Ei trebuie să aibă un... Dacă cineva i-a trimis și s-au dus și s-au specializat acolo, trebuie să existe o motivație în baza care... Să clarificăm lucrurile. Sunt oameni care sunt buni de lideri și sunt oameni care sunt buni de nivelul 2. Domnul Coglea are dreptate, pentru că nu toți sunt buni de lideri și nu toți sunt buni de promovați miniștri. Dar poți să iei oameni tineri, să-i pui în dreapta ta și să le dai o șansă să capete experiență. Ei trebuie să creeze o masă critică. Adică să fie atât de mulți și într-o instituție să nu fie unul singur. Să fie 2-3 foști colegi care au învățat afară, care au altă mentalitate, care au altă atitudine. Să nu fie lăsați singuri și izolați, că vor fi atunci marginalizați și respinși. Nici eu nu v-am lăsat singur, v-am pus lângă colegul dumneavoastră, Cristian Vaida Coteanu. Sunt măsuri artificiale astea, că să fie 2 în loc de 1 sau niciunul nu e. Piața și realitatea ne arată dacă ei sunt compatibili și dacă sunt capabili să se impună. Să fac și o completare în ce spuse dumneavoastră acum. Un moment, vreau să vedem acum o altă declarație a președintelui Senatului care ne privește pe toți pentru că suntem români. La noi există o meteahnă de 20 și ceva de ani, la nivel central și la nivel local. Când vorbim de dezvoltare economică, vorbim bineînțeles și de investiții. Sintagma pe care o aud cel mai des este investițiile străine sunt binevenite, așteptăm investitorii străini, dar investitori români nu sunt buni? A venit criza economică în 2009 și ce am observat? Băncile străine au luat-o la sănătoasa și au retras fondurile din România, firmele străine nu au mai investit și greu a fost dus de firmele românești. Îndemnul meu este, vă rog, acordați atenție capitalului autohton. Haideți să găsim modalități să sprijinim capitalul autohton. În România, în momentul de față, în privința locurilor de muncă, capitalul autohton reprezintă peste 3 pătrimi din numărul de angajați. Ei plătesc cele mai multe taxe și impozite. Sunt absolut deschis, am promovat și eu capitalul străin, n-am niciun fel de reținere. Reținerea mea provine din faptul că n-avem curajul să susținem firmele românești. Regret faptul că firmele românești sunt ținta instituțiilor din administrația românească care îi controlează de dimineață până seara. Când cei cu capitalul străin văd că sunt bine și mersi, își văd de treabă în continuare. Nu se poate să continuăm în acest fel. O să ajungem să ne plângem în pumni. O să ajungem să ne plângem în pumni, Iulian Popescu și apoi domnul Iovcioscu. Chiar mă întreb, unde a fost acest personaj, domnul Tăricianu, până acum? Nu a fost în România, nu a fost nu a condus un guvern, nu este președintele Senatului. Vorbește ca și cum ar fi venit acum în România. Dânsul este absolut siderat că nimeni nu i-aștă pământ. Dar ce a făcut dânsul pentru aceasta? De astea, din cauza proastei administrații, da? De la nivel central, de sus până jos, oamenii și în special antreprenorii mici întreprinzători au fost înăbușiți cu impozul pe venit. Și știm foarte bine că, dacă mi-aduc aminte, cred că sub guvernarea dânsului era. Boc. Deci, Boc, îmi cer scuze. Deci, oricum, au fost niște pași care nu au favorizat creșterea capitalului românesc. Dacian Cioloș spunea ceva referitor la faptul că vrea și sponsorizează, dă niște dispoziții astfel încât românii din străinătate să vină să investească în România. Sună bine, sunt baloane de zăpun foarte frumoase. Ce ne facem când le aplicăm în România? Pentru că majoritatea românilor plecați în sănătate sunt oameni care s-au dus să muncească. Adică nu au mentalitatea și nu au capacitatea de a fi antreprenori. Mulți s-au dus în Spania, în Italia, să lucreze ca angajați. Ori, când îi dai această subvenție, care, repet, ideea este genială, dar când îi dai această subvenție și îl trimiți în România, unde e ca și cum ai arunca o sămânță bună într-un pământ, într-un mediu unde nu are cum să crească. Eu, totuși, vreau să mă întorc și le fac apel către
distinși noștri actuali politicieni să caște ochii foarte mari, să deschidă ochii foarte mari, pentru că trebuie să vadă România reală, nu România din cărți, din statistici și din MCV-uri, MTO-uri. Este foarte important, adică cum poți să păcălești un tânăr să vină din România când el câștigă acolo un salariu de 1800 mediu de euro, să vii în România să-i dai o subvenție și oricum nimeni nu-ți garantează că vei reuși, pentru că apar. Vine fiscul, vine garda sanitară. Efectiv, își bat joc. Adică, eu cred că este un populism. Este un populism mult mai soft. Dar, repet, e bine să avem mintea ageră, să fim prezenți, pentru că ajunge. Din punctul meu de vedere, ajunge să fim luați de... Îmi place expresia mintea ageră și o să avem pe ecran o imagine interesantă. Domnule Iob, și uitați cum s-a gândit Parlamentul Marii Britanii să rezolve o problemă. Deci clădirea este veche, trebuie refăcută și atunci există acest proiect să se mute parlamentarii într-un glob plutitor pe Tamisa. Mă gândeam și eu cum ar fi un glob plutitor pe Dâmbovița până când vin noi parlamentari și o să avem un parlament mai plin de oameni care merită să fie acolo. Dacă îmi dați voie, configurația bazinului Dâmboviță nu ne permite să facem o asemenea construcție. Este mult prea îngust. E un canal de deversare. Bună ironia, mi-a plăcut. Și să vedem acum cât va fi de... Da, sunt pragmatici englezii și cred că vor face așa ceva. Nu o să-i deranjeze. Aș vrea să ne întoarcem însă la ei noștri puțin, pentru că dacă toți suntem români, hai să vorbim și despre faptul că aici ar trebui să modificăm și legislația puțin. Una, două, să știți că afară, una din cele mai grave infracțiuni este evaziunea fiscală. Este pe aceeași treaptă cu crima. Afară însă nu este incriminată cu detenție. Amenzile sunt colosale. Pur și simplu lasă muritor de foame pe respectivul. Dar afacerea merge. Îi ia banii din conturile lui. La noi, la Nicolae, vă dau un exemplu. A avut 20.000 de salariați. Nicolae a făcut ce a făcut, evaziune fiscală, că n-a făcut altceva, da? L-au închis. De ce? De ce? Îi dublam suma, îl lăsam să lucreze. Acum când stăm de vorbă, Nicolae Păbutuci, mai are aproape 10.000, sub 50% din ce a avut. Ceilalți sunt muritori de foame. Șomajul, să știți că are o marjă de 10 luni. După aceea s-a terminat. Este muritor de foame după 10 luni de zile. Pun un an, să spunem. Îi mai dă o fundație ceva. Ce am făcut cu asta? Uitați-vă la sport. Ultimile 4 campioane s-au desființat. Ați mai auzit de o țară care este membru a UEFA sau din fostul lagăr comunist să aibă un asemenea parcurs? Mă refer la Timișoara, mă refer la Urziceni, mă refer la Galați și mâine poi mine și Astra, care nu e de la Ploiești pentru că a fost al lui Nicolae, este la Giurgiu, dar va fi și ea desființată pentru că este în insolvență deja. Despre asta vreau să spun. Sunt niște lucruri care nu se potrivesc deloc. 7-8% capital autohton mi se pare foarte puțin. Foarte, foarte puțin. Iar mai este și alt aspect. Discutăm de legislație. Păi ce face la noi, să spunem, grupul Kaufland sau Carrefour-ul? Nu se întâmplă la ei. Ați văzut ce înseamnă Carrefour-ul la Viena sau la Paris? Ce înseamnă și Kaufland-ul? Nu spun acum cine în spatele lor. Iar la noi este un dezmăț, pur și simplu. Evaziunea fiscală era aia acasă, dar n-am auzit să fie supuși niciunui control. Calitatea produselor și asigur că putem discuta. Nimeni nu spune nimic. În schimb, micii negustori, micii comercianți au dispărut, nu-i mai vedeți în București, nu mai există. Micuțele magazine, acele buticuri, s-a ales praful. 2000. Am crezut că se deschide un patinoar. Nu se deschide patinoar. Am crezut că se reconstruiește. E un patinoar al politicii românești. Da, noi ne dăm pe gheață în permanență, că este nostim. Deci, unde a fost vechiul patinoar Mișu Flamaropol și au demolat? Am zis că, sigur, n-avem, uitați-vă, un singur patinoar în aer liber la Miercurea Ciuc. Și mai avem unul în București care este la un mall. Și nu discutăm de performanță. Vorbim de hockey, vorbim de patinaj artistic și așa mai departe. Aflu acum că acolo se va face un mall, nici de cum un patinoar. Și slavă Domnului că e într-un areal de ocrotit, pentru că era un parc și, știți foarte bine, complex turistic. Uitați-vă câte inadvertențe sunt în domenii total diferite. Am intrat în ultima parte a emisiunii noastre. Vă acord la fiecare câte 45 de secunde să vă spuneți opinia
concluzia finală vis-a-vis de o România tuturor românilor. Domnul Coglea. Nu suntem o democrație consolidată. Alții aveau democrație în Atena acum 2500 de ani. Alții au început-o la 1215 cu Magna Carta, când regele a trebuit să țină seama de dorința nobililor și le-a dat în scris lucrul ăsta. Au fost și celelalte acte subsecvente și am mai spus, cred că și aici am mai spus, Marea Britanie nu a avut și nu are Constituție. Deci un popor care are bun simț, un popor care știe ce trebuie făcut, un popor care are bună credință, dorința de a face bine, dorința de a, judeca totul în sens pozitiv și progresist, nu are nevoie pur și simplu de Constituție scrisă. Noi de la primele acte constituționale, acte legale constituționale 1802-1804, am avut 14 Constituții. Bine, Marea Britanie a fost imperiu, noi am fost sub imperii. Scurt, pentru că v-am mâncat din timp, domnul Coblea. Asta mă pregăteam și eu să spun domnului Coblea, că una e să fie imperiu și mai avem câte 50 de secunde. Așa, nu știu dacă suntem pesimiști sau optimiști, mai avem o lună și ceva până la alegeri și în continuare vom avea discuția despre cum să facem să avem și noi infrastructură. Domnul Iofciu? Aș vrea să-mi completez colegul și să vin iar cu tehnocrații și scurt cu partidele. Uitați-vă cât de penibilă poate fi prestația doamnei ministru Prună de la Justiție, care recunoaște negru pe alb că a mințit organismele internaționale, fapt care ne costă sute de milioane de la buget. Da, se o moțiune simplă care presupune să-și dea o demisie de bun simț, pentru că nu se schimbă guvernul, rămâne în continuare acolo, iar premierul se face că plouă și ne povestește cu totul altceva. Mulțumesc! Ultimele secunde. Foarte scurt. Admir inițiativa domnului Cioloș de a aduce acasă patrimoniul, mă refer la Cumția Pământului. Românii nu se pricep deloc la altă în general. Cred că era mult mai bine pentru ei și cred că era mai de aplaudat dacă aduceau statuia lui Ștefan cel Mare, da? Sau calul lui Mihai Viteazu. Este oarecum face parte din aceeași regie. Totuși, ce vreau să îndemn pe telespectatorii noștri este să fie foarte atenți la scena politică, la jocurile politice și să nu se mai lase păcăliți. Mulțumesc conaționalilor Marian Coblea, Cristian Vaida Coteanu, Ion Iopciu și Iulian Popescu pentru faptul că m-au sprijinit să vă oferim alternative la ceea ce vedeți zilnic pe micul ecran. Bună seara!